Polițiștii secției 26 au intervenit duminică noaptea la un banal apel la 112 în care se reclama tulburarea ordinii și liniștii publice. Când au ajuns la fața locului, au găsit un bărbat recalcitrant care se pare că era sub influența alcoolului și lovise mai multe mașini parcate. Într-un moment de neatenție al polițiștilor, individul recidivist a lovit violent cu pumnul unul dintre agenți. Polițistul a căzut la pământ ca secerat. Imediat, colegii au sărit în ajutor și l-au prins pe agresor și l-au imobilizat. Acesta a fost internat într-un spital din București. Este acum cercetat penal pentru distrugere și ultraj. Agentul bătut și-a revenit și nu a avut nevoie de spitalizare.